Curățenia în rândul traficului și a consumului de droguri pare a nu se mai termina. Polițiștii hunedoreni au identificat în municipiul Vulcan un tânăr de 20 de ani, care avea asupra sa mai multe pliculețe ce conțineau o substanță de culoare albă, cu aspecte de cristal și 400 de lei. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara au preluat cercetările în acest caz. Fenomenul consumului și traficului de droguri a luat o amploare alarmantă atât la nivel național cât și local. Numai în două zile, 6 tineri din Cristuri, Simeria, Deva, Hunedoara și Lupeni au fost prinși de polițiști cu droguri. De curând, un tânăr din Deva, care și-a implicat și iubita în traficul de droguri, a fost trimis în judecată. Conform anchetatorilor, până să fie arestat preventiv și pus sub acuzare, individul a vândut în ultimii 4 ani peste 4.000 de doze unor consumatori. Ca urmare a amplorii fenomenului, Președintele României a inclus pe ordinea de zi a ședinței CSAT din 12 octombrie subiectul consumului de droguri, în timp ce parlamentarii cer înăsprirea legislației în acest domeniu și au depus ieri, 4 octombrie, la Camera Deputaților un proiect de lege prin care traficanții de droguri să fie pedepsiți cu închisoare, cu executare, fără posibilitatea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, ca până acum.